publice toate operele Iuliei, pentru că întâi le publicase cele care i-au adus faima de copil genial, de tânără genială, adică poeziile în limba franceză. Dar ea are romanele pentru copii, care ajung astăzi și sunt interpretate de copii, dându-le o savoare extraordinară. Și probabil că de la Iulia mi-a venit ideea ca în momentele acestea în care lumea citește din ce în ce mai puțin, ea să ajungă la tineretul de astăzi pe calea undelor. Sunt ascultate dramatizările romanelor Iuliei Hașdău. Seriile de poezie cu Iulia Hașdău sunt extraordinar de solicitate și la radio și la televiziune. Orice satisfacție mai mare poate să fie. Și mă întorc la întrebarea dumneavoastră și iertați-mă că am făcut această escapadă. Hașdău a simțit nevoia, după moartea Iuliei, să continue această legătură cu fica lui. Și pe baza dragostei, citind foarte mult despre spiritismul care se practica și în Anglia și în America, era chiar la modă, Iulia i-a dat la 40 de zile după moarte primul semn lui Bogdan Petricei cu Hașdău. Și-a făcut un cerc de prieteni. Biserica nu condamnă această legătură cu ai noștri atunci când ei vor să ne vorbească. Și cercul de spiritism de la Câmpina era foarte cunoscut, cu Arbore, cu Cosmovici și așa mai departe. Ei, bagatelizat cumva de Hașdău, de Caragiale, totuși unele lucruri s-au adeverit. Când a greșit Hașdău și când pe urmă a fost condamnat ca ieșit din minți, când n-a mai întrebat-o pe Iulia ce să facă cu etimologii cu Magnum Romanie, Iulia cu scrisul ei îi spunea: numai dumneata poți să continui această operă a poporului român. S-a oprit la cuvânt, la litera B, cuvântul bărbat. Cuvântul bărbat. În momentul în care Hașdău, din cauza vârstei, din cauza disperării, că nu are singur acces la Iulia, pentru că este greșit să practici spiritismul singur fiind, deci trebuie să fie o comuniune de gânduri îndreptate către aceeași dorință. În momentul în care a început să întrebe cât să-l plătesc pe Vasile, mă înșală cel care mi-aduce lemnele, adică cu niște întrebări de joasă frecvență. Normal că Iulia nu i-a mai răspuns. Normal că au venit spirite inferioare și îi induceau în eroare. Spuneați că în timpul școlii întrebați sau stăteați cu degetele legate dacă să mă asculte sau să nu mă asculte. Era o rugăminte către cei de sus ca nu cumva profesoara să ajungă la numele Străinu sau la numele Popescu și așa mai departe. Deci funcționa uneori, dar ce ne facem când nu funcționa? Ei, această înșelătorie pe care a simțit-o Hașdău, exact, l-a făcut pe Hașdău să-și iasă din minți, într-adevăr, dar niciodată el nu a renegat. Este primul care a făcut fotografii ale spiritelor. Noi trebuie să-l apreciem pe Hașdău pentru faptul că a transformat spiritismul într-o știință. Puțin știu și din păcate e greu de accesat acum. Am avut șansa nemaipomenită, ocupându-mă de cu tot o altă lucrare, să am acces la fondul secret al Bibliotecii Academiei. Acolo am văzut parte din ședințele de spiritism ale lui Hașdău, ca și la arhive unde am văzut că el primea de la tatăl lui, în limba rusă veche, anumite comunicări. De la soția lui le primea în română și îi se adresa bă Hașdăul exact ca în viață. N-aveam de unde să știu. În această, a fost o carte, nu am adus-o aici, Viața Iuliei Hașdău. Din aceste ședințe am aflat că Hașdău îi se adresa tatălui cu Papaliga, pentru că în aceste comunicări îi spunea Papaliga, așa cum îi spuneam viața, ori nu aveam de unde să știm. În caietele ei de notițe și în semnările literare niciodată nu apare asta, iar de la Paris, când îi scria tatălui, deja era o domnișoară care se adresa Mon Père, Cher Père și așa mai departe, dar nu Papaliga. Asta este drama lui Hașdău. Sicogito are mai multe compartimente. Eu nu că-i acuz, că e greșit să acuz pe cineva că face ceva dacă tu nu poți să faci mai bine. Nu, eu pot să vă spun că am fost
cu doi prieteni la cimitirul Belu și am verificat după pe carte modul cum este realizat în mauzoleu acolo. Am intrat înăuntru, nu în stadiul în care e acum, când era într-o stare mult mai bună și era și biblioteca cu cărți. Știți care afară era biblioteca? Coperțile cărților, unde Iulia chiar dictase ce exemplare să se pună. Deci, ea normal, fiind pregătită în Franța, avea un cult, în primul rând, pentru Hugo. În scrisorile către tată este impresionant cum o să găsiți descrierea funeralilor lui Victor Hugo. Cum povestește că s-a dus cu mama ei și a depus flori la legația română, semnând româncele Iulia Faliciu, mama, și Iulia Hasdeu, fica. Sunt niște lucruri extraordinare, iar această ultimă carte care a apărut acum și care probabil se va bucura de un interes deosebit, îi spune jurnalul fantezist al Iuliei Hasdeu. Eu i-aș spune jurnal vizionar, pentru că este o lucrare extraordinară, nu trebuie să cadă în mâna oricui. Este jurnalul, Iulia a murit în anul 1888, iar acest jurnal povestește viața ei, așa cum ar fi urmat să fie, începând din 1889. Nu știu dacă mă exprim prea clar. Deci a început să scrie acest jurnal vizionar în 86. De unde știa că în 88 se va despărți de piața pământească? Mai mult, o premoniție a Iuliei este titlul poeziilor ei, Burjun d'Avril. Din păcate, prima conferință omagială a fost ținută normal în altă parte decât în România, în Elveția, și acolo conferențiarul spunea că este o premoniție. Viața Iuliei a fost asemenea unui mugure de aprilie. Și am căutat, de la asta am pornit cercetarea pentru Iulia Hasdeu, am căutat poezia care are titlul Burjun d'Avril, mugur de aprilie, și n-am găsit-o. Deci, în mod preferențial și-a ales acest nume. Viața ei a fost asemenea unui mugure care prea repede îmbobocește, prea repede simte nevoia să dea tot ce poate printr-o floare deosebit de frumoasă, și un vânt din acela de martie, de aprilie, care aduce iarna înapoi, i-a curmat viața. Asta a fost tuberculoza. Deci tuberculoza în 1888 era cum este astăzi cancerul, sau mai rău cum e HIV-ul, cum e SIDA. Stai și privești neputincios, înțelegi destinul și nu poți să te opui. Iulia a conștientizat că este bolnavă de la vârsta de 11 ani, când a avut un pojar repetat, și în legătură cu asta am să vă povestesc ce înseamnă ședință de spiritism. Ei, și când a, pe pernă s-au văzut primele pete de sânge, ea a avut de ales. Sau lasă ceva în urmă, sau duce o viață comodă, poate până pe la vreo 30 de ani. Scuze. Iată ce lucruri interesante aflăm. Am aflat că există și această fundație Iulia Hasdeu. După o scurtă pauză publicitară o să vă spunem și cum să ajungeți la această fundație și la ședințele care au loc acolo, toți cei care vă interesează. Publicitate. Iată-ne din nou în studioul postului de televiziune N24+. Pentru cei care sunt interesați, vă spunem că Fundația Iulia Hasdeu se află situată pe strada franceză la numărul 14. Deocamdată. Pentru că am primit un clopoțel de alarmă care ne-a îngrijorat, dar, cum să spun, ne-a dat și puterea să facem ceva mai mult pentru Iulia. Adică există în programul european de fonduri europene restaurarea așa centrului istoric și o veste bună a cimitirului Belu. Deci sper că în curând, în 2-3 ani, mai cert decât centrul istoric, se va putea vizita monumentul de la Belu. Întregul poem în piatră
A fost sub dicte spiritist, în cogito lumea poate să urmărească pas cu pas, inclusiv acel moment, hai să-i spun anecdotic, Hașdău nu o ducea prea bine cu banii. Și în momentul în care Iulia i-a spus că între mâinile care țin lanțurile acelea din jurul postamentului, care e ca un fel de altar, să cumpere, de exemplu, 5 lanțuri, Hașdău și-a făcut socoteala pe desenul făcut de Iulia și a spus, a, trebuie numai 4. Poate greșesc, poate era vorba de 7 și el a socotit că 6. Comandă aceste lanțuri, numai că în timpul punerii în operă, unul din ele s-a stricat. Și, într-adevăr, a trebuit să fi comandat 7. Și spuneam de episoadele acestea de ședințe, care nu sunt de spiritism, adică nu sunt cu paharul, nu sunt cu masa, nu sunt cu cheia, sau chiar cu ansa. Pentru că spațiul este foarte primitor la noi, la asociație, care la etajul întâi. Care acel imobil unde este dispus să... Acolo s-a născut Iulia Hașdău. Și am greșit și eu în prima carte care am scris-o și de care sunt foarte mândră, în sensul că nimic din ce am scris acolo nu a fost fals sau nu a fost infirmat de vreme. Ei, luasem informația din alte lucrări scrise de prietenii familiei și am aflat întâmplător, făcând un film pentru TV... Televiziunea națională prin, hai să spun, prin 88. Am găsit actul de naștere care era rătăcit. Nu era nici în arhiva Hașdău, nici la Academie și acolo am aflat că este pe strada Carol I, numărul 14. Așa era pe vremea când s-a născut Iulia, actul de naștere pe care îl avem la asociație, niște vitrine date cu, de la Muzeul Orașului București, prin gratitudinea domnului, mulțumită domnului director Ioniță, care ne sprijină în continuare. Ei, și spuneam că găsind acest act de naștere, am putut să corectez și monografia închinată Iuliei, sau despre Iulia, am menționat strada franceză 14. Dar mie mi s-a părut că e un miracol, pentru că atâta lume căutase și dacă...